Președintele Asociației de Fermieri, care este totodată și liderul PDL din comună, l-a luat în colimator pe primarul liberal al comunei Craiova, Ioan Bercea. Mai exact, acesta este acuzat că tărăgânează închirierea către asociație a unei bucăți din pășunea comunală, asta în ciuda prevederilor legale și a unei hotărâri de Consiliu. Am ajuns până la urmă să facem o petiție chiar către prefectură. Am primit și noi răspunsul prefecturii, au primit și primăria Craiova, prin care ne dădea dreptul la închirierea unor suprafețe de pășune comunală în funcție de animalele crescătorilor din asociație. Nu s-a întâmplat nici până la această dată nimica, cu toate că la mijlocul anului trecut, prin iunie, Consiliul Local Craiova a adoptat o hotărâre prin care și-a asuma responsabilitatea ca în 30 de zile de la adoptarea normelor metodologice de aplicare a legii, vor începe demersurile de închiriere, respectiv concesionare a suprafețelor pășunilor comunale. Normele metodologice au intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Cei de la PDL consideră că ceea ce se întâmplă la Craiova este un abuz și au o posibilă explicație pentru ceea ce se află în spatele acestei tărăgânări. APIA a finanțat o parte din bani aceste pășuni, iar în zona respectivă primarul s-a îndatorat cu o lucrare de alimentare cu apă, garantând cu banii respectivi. De fapt, el nu o să poată să facă o transmitere în folosință a unei părți din pășune, pentru simplu fapt că are garantat acei bani pentru alimentarea cu apă din localitate. Acolo o să găsiți din nou un alt abuz, pentru că nu ai voie cu banii de pe pășune să te duci să rezolvi o problemă în cadrul comunității, ci trebuie să rezolvi o problemă doar în pășune. Primarul respinge acuzațiile și spune că întârzierea are cauze tehnice și că oricum din cauza modificărilor legislative mai este nevoie de încă o hotărâre de Consiliul Local. Nu există. Rețeaua s-a introdus rețea de apă la pășune, totul ilegal și nu se trăgânează nimic, trebuie specialistul ca să măsurăm volumul ăla de masă, de iarbă, de furaje și nu avem specialistul încă. Am solicitat și să ne dea, am solicitat pe cineva din Arad și să vedem în cât timp să se facă hotărâre de Consiliu, pentru că, repet, se dau și la persoane fizice care solicită și care are două, trei animale, se rezolvă nicio problemă, nu? Alte sunt permise alte asociații ca să, eu știu ce vor, e și rapid, dar mă rog. Cei de la PDL au solicitat autorităților un control în ceea ce privește situația de la Craiova.